Din păcate, mulți părinți își cresc copiii mânați de propriile traume sau nerealizări. Astfel, pot ajunge să greșească față de propriul copil pentru că nu reușesc să ia în seamă abilitățile native ale acestuia, independent de visurile lor nerealizate. De multe ori, băieții sunt crescuți de mamă prin compensare. Așa ajung mulți dintre băieți să sufere de sindromul băiatul mamei, fără să-și dea seama. În cuvinte simple, vorbim despre o mamă care încearcă să-și compenseze propriile traume sau nerealizări legate de familia de origine, de viața de cuplu sau de interacțiunile sociale. Așa poate ajunge să încerce să compenseze toate acestea prin dragostea infinită oferită propriului copil, provocând sindromul traumei pozitive. Popular vorbind, un bărbat care suferă de acest sindrom va căuta toată viața lui în comportamentul prietenilor sau partenerelor ceea ce i-a oferit mama lui. O problemă mai este reprezentată de faptul că un bărbat ce suferă de acest sindrom nici nu știe să cucerească la sexul opus sau la prieteni ceea ce își dorește, tocmai pentru că a fost învățat să primească totul de-a gata. Prin urmare, va aștepta și la maturitate să primească la fel, fără ca el să fie nevoit să facă mare lucru, să încerce să câștige sau să merite ceea ce își dorește să primească. Dacă bărbatul își dă seama de faptul că a fost crescut greșit și va face ceva pentru a-și rezolva singur această problemă, viața poate deveni normală. Însă, de cele mai multe ori, din nefericire, astfel de bărbați nu sunt conștienți de faptul că dorințele lor sunt exagerate. Nu vor nici să conștientizeze că este necesar să depună și ei anumite eforturi pentru a primi măcar o parte din ceea ce își doresc. De foarte multe ori, în prima parte a vieții, băiatul mamei va putea fi încurcat foarte mult de propria mamă, cea pentru care nicio parteneră nu este prea bună, frumoasă, deșteaptă sau respectuoasă pentru a-l merita pe el și, din păcate, el o va crede, ajungând astfel să se despartă de persoane care îi doresc binele și alături de care poate clădi o relație corectă pentru ambele părți.